De ce trebuie să fie frumoasă? Doar ca să știi tu că ești singurul care o are? Uite, astă seară poți să te gândești la asta. Închide măcar pentru o zi ochii în preajma ei și vezi ce înțelegi. Cine este persoana lângă care ți-a durut atât de mult să fii? Prieteni, bună seara! Sunt doctorul Cristian Andrei. Acum, la seducții și fidelități, această întâlnire online pe care o avem de aici, de la Institutul de Relații Umane, o să discutăm despre necesitatea noastră de a avea de-a face cu o persoană frumoasă și ce înseamnă acest lucru, cum altfel ar putea să fie lucrurile ca să nu cădem în capcana imaginii. Pentru că, da, despre asta este vorba în esență. Și anume, de ce suntem atât de tributari vederii, faptului că ne uităm la cealaltă persoană și prin ochelarii aceștia ai societății suntem convinși că ceea ce vedem este ceea ce ne trebuie. Când, de fapt, imaginea pe care o căutăm, pe care vrem să o vedem, este fixată de alți oameni. Nu este parte din viața noastră. Este ceva ce, în mod convențional, societatea stabilește că este frumos, dezirabil, că trebuie neapărat să ai și să trăiești pentru asta. Și atunci, da, ar putea să pară că este un îndemn către bărbați să gândească ceva mai mult sau altfel în seara asta, dar bineînțeles că, inevitabil, doamnele și domnișoarele vor înțelege la rândul lor ce rol are frumusețea lor în deciziile pe care le ia în viața lui un bărbat. Spuneam mai devreme că ai putea să evaluezi o persoană cu ochii închiși. O să discutăm acest lucru și lucrurile care decurg din asta vreme de vreo jumătate de oră și după aceea de-abia aștept să răspund unei părți din întrebările voastre. Nu uitați că dacă ați vrea să fiți siguri că răspund oricare întrebări mi-ați spune-o, ați putea să deveniți patron al Institutului de Relații Umane și marțea seara, de la ora 20, în cadrul prezentării de caz, o să pot să vă răspund și să vă acord prioritățile necesare. Pentru asta și tu poți să devii patron al Institutului de Relații Umane, intrând aici pe www.patreon.com/andrei și devenind cunoștință, prieten, frate sau soră. Bun. Vă zic că în seara asta discutăm despre de ce trebuie să fie frumoasă. Pentru că de ce trebuie să fie frumos este cu totul altceva. Probabil că o să discutăm și despre asta, dar nu știu câtă importanță are pentru o femeie cât de frumos este bărbatul. Puteți să-mi ziceți aici dacă vreți. Vă zic că să zicem că o evaluezi o zi întreagă cu ochii închiși. Ce înseamnă asta? Pur și simplu să nu te uiți la ea. Pentru că nu-ți cer să umbli prin casă cu ochii închiși, să dai cu capul în tocul ușii, dar ce poți să faci este să încerci să faci abstracție de apariția ei ca și imagine. Și atunci ai putea să observi vocea pe care o are acea persoană. Nu s-a întâmplat să auzi la telefon sau cumva audio dintr-o înregistrare sau alta pe o persoană a care imagine nu ți este accesibilă și să spui ce voce frumoasă are. De foarte multe ori acea voce nu este a unei persoane frumoase din punct de vedere vizual. Dar este la iveală mirosul și atingerea acestei persoane. Adică dacă stai cu ochii închiși uneori lângă o persoană, să zicem la mai puțin de o jumătate de metru de ea, încep să percepi mirosurile acelei persoane. Unele sunt parfumuri, inclusiv ceva arome din pasta de dinți, pentru că vorbește, inclusiv ceva dintr-un amestec de transpirație, tutun și parfum. Este o întreagă poveste pe care o poți construi cu ochii închiși despre o persoană. Și dacă nu închizi ochii, acea poveste nu mai este posibilă, pentru că este inundată de imagine. Să nu uităm faptul că se spune în popor, dacă ai visat ceva în timpul nopții și ai deschis ochii și ai văzut lumina prin fereastră, ți se șterge tot visul. Și da, există un fapt neurologic concret care explică acest lucru. Într-adevăr, vederea, mai ales pătrunderea luminii către creier, prin această componentă a creierului care este nervul optic. Deci, practic, acesta nu este un nerv, ci este o ventuză a creierului care vine pe fundul ochiului și încearcă să pipăie realitatea din jurul nostru. Ei bine, ea este capabilă să șteargă sau să concureze în mod neloial toate celelalte simțuri.
Suntem extrem de vizuali, mult mai vizuali decât raționali, mult mai vizuali decât olfactivi sau auditivi. Și bineînțeles că și atingerea acelei persoane începe să însemne ceva foarte mult pentru tine. Pentru că atunci când te atinge cineva care nu are o imagine foarte agreabilă sau corespunzătoare cu idealul de frumusețe, te ferești de atingerea acelei persoane sau simți cel mult o indiferență, în timp ce dacă te atinge o persoană investită cu ideea de frumusețe vizuală, ești terminat. Atât de important este acest element vizual încât, uite, îți recomand să cauți pe YouTube, probabil că mai este, un film foarte scurt despre efectul McGurk. Acest McGurk, M-A-C-G-U-R-K, arată cum o persoană care spune sunetele următoare, va, va, va sau ba, 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 dacă nu este văzută, poate să facă confuzie între va, va, va și ba, ba, ba. Dar dacă o privești cum face din buze, ba sau ba, atunci înțelegi tot că există o diferență între aceste două sunete scoase de acea persoană. Și acest experiment McGurk arată cât de important este văzul ca și producere a subiectivității. Pentru că tot în experimentul McGurk, în momentul în care persoana zice ba cu buzele și sunetul este inversat din înregistrare și este pus va, adică cu v, atunci tu tot ba percepi chiar dacă persoana zice va cu v. Și asta se întâmplă pentru că văzul modifică realitatea. Modifică și realitatea auditivă, și realitatea olfactivă, modifică mai tot ce face persoana respectivă, pentru că dacă tu închizi ochii în preajma unei persoane, ai și ocazia să afli cine este acea persoană gândindu-te la faptele acelei persoane. Așadar, poate că ai observat, și de fapt bărbații chiar comentează, când bârfesc pe femei, bărbații comentează lucruri din această sferă, cum ar fi, uite băi ce bine arată tipa, da, dar probabil că te plictisești discutând cu ea, nu e în stare să scoată o vorbă sau când dansează, parcă dansează un robot, nu știe să danseze, să se miște, dar nu nimic, că e frumoasă, merită o dată. Sau pur și simplu miroase a transpirație fata asta, chiar dacă arată superb de la distanță. Sau este rea. Știți, e atât de ciudat că durează o vreme atât de îndelungată din relația ta cu cineva, de exemplu, a ta ca bărbat cu o femeie frumoasă, atât de mult timp ca să-ți dai seama că acea femeie frumoasă este și o femeie rea, o femeie ostilă, care uneltește sau care pur și simplu ar face oricând ceva împotriva ta sau care te minte, dar tu ești cu ochii pe frumusețea ei și ești convins că este ceea ce-ți trebuie. Te-a convins societatea să alegi așa ceva. Că da, asta este ceea ce trebuie. Dar tu de ce cauți frumusețea? Doar pentru că spune societatea? Nu există și ceva în instinctul tău? Da, există ceva și în instinctul tău care te face să cauți acele elemente de frumusețe care sunt stabilite de societate. Și anume, din această societate fac parte nu doar femeile, ci și ceilalți bărbați. Și atunci, practic, femeia frumoasă trebuie să fie frumoasă, pentru că și mingea la fotbal trebuie să fie rotundă. Adică se aleargă după ceva convențional stabilit care are forma asta și funcția asta. Deci, practic, la fotbal, bărbații aleargă, se faultează și sunt în stare de orice ca să dea cu șutul într-o minge care este rotundă și care reprezintă șansa egală între ei în această competiție. Și femeia frumoasă, din păcate, îndeplinește această funcție de minge rotundă în care toți bărbații se chinuie să ajungă să dea cu piciorul și să bage gol. Goal în engleză, bineînțeles, înseamnă scop. Deci bărbații să ajungă la scop prin faptul că îi întrec pe ceilalți bărbați. Și asta înseamnă că merită să te gândești ca bărbat astăzi
măcar în seara asta, că da, tu vrei femei frumoase, pentru că te interesează nu femeile, ci ceilalți bărbați pe care trebuie să-i întreci. Dar este oare frumusețea femeii un moft, o chestiune de frivolitate, o chestiune facultativă, poate să fie frumoasă, poate să nu fie frumoasă, este doar o chestiune de superficialitate? Când mă întâlnesc cu elevii de liceu și mai ales cu, în discuțiile cu băieții de vârsta liceului, discut despre această tendință a băieților de a căuta fete care au sân și fund și nu durează foarte mult și băieții încep să înțeleagă că da, într-adevăr, noi nu umblăm după coatele și urechile fetelor să spunem ce frumoasă ești pentru că ai coatele așa de ascuțite sau îmi plac urechile tale imense, ce frumoasă ești. Pentru că nici coatele, nici urechile nu au un rol în fertilitate. În schimb, sânii și fundul au rol în fertilitate. Și am mai spus-o probabil și poate v-ați plictisit de aceste afirmații, ale mele, însă le spun pentru a întări acest subiect din seara asta. Că femeia pare să fie frumoasă când pare să fie fertilă. Adică, da, probabil că să aibă un mijloc subțire și în contrast cu mijlocul ăsta subțire să existe fundul acela generos, dar să fie mijlocul subțire, pentru că dacă mijlocul nu e subțire, înseamnă că este de jos până sus cât un trunchi solid care inspiră mai degrabă siguranță, fermitate și dominație. Dar ce să vezi? Mijlocelul subțire care inspiră fragilitate și încheietura mâinii care exprimă fragilitate și umerii mai înguști, care au totuși sânii aceia generoși în față, ar spune că este și fragilă, dar este și dotată să facă niște copii sănătoși și să-i alăpteze. Asta caută bărbații de multe ori prin această frumusețe sexy. Dar o să spuneți, stați puțin. Și un copil poate să fie frumos și nu e fertil, nu-i așa? Asta înseamnă că există mai multe feluri de frumusețe, nu? Există frumusețea prin armonie, de exemplu frumusețea din artă. Există frumusețea care face apel la apropiere. Pentru că frumusețea este menită să atragă, să te duci spre ea, nu să fugi de ea. Și va să zică și copiii au anumite proporții menite să te atragă, să le acorzi atenție, să le porți de grijă, să te apropii de ei. Și de aceea există o anumită frumusețe a copilului care este, îți vine să-l mănânci și să-l ciupești de obrăjor. Și altă frumusețe este a ei, a femeii fertile, că față de care începi să te apropii pentru că merită să faci copii cu ea. Și deci, da, există aceste diverse feluri de frumusețe. Oare pentru tine câte feluri de frumusețe există? Și uite, am să spun ceva vis-a-vis de registrele de frumusețe ale femeii. Pentru că, discutând cu bărbații aici la Institutul de Relații Umane, rezultă că unii bărbați sunt înnebuniți după femeile cu față frumoasă, ochii mari, gura senzuală, cu buze mai cărnoase, într-adevăr, nu cu buzele înguste, ca și cum este o femeie rea. Și de aici femeile au dedus că trebuie să injecteze cât mai mult acid și să facă din buzele acestea cât mai generoase, fără să știe că bărbații văd totuși proporțiile. Și atunci când te interesează fața femeii, te interesează mai degrabă identitatea ei, să ții cont de persoana ei și probabil, din toată experiența mea, îmi permit să afirm că te interesează mai degrabă mama din acea femeie. Fața aceea care să-ți spună ceva. În schimb, sunt bărbați care nu vor să vadă prea, nu se uită cu atenție la fața femeii, se uită la părțile componente din corpul ei, sânii, fundul, picioarele și așa mai departe. Și atunci, bineînțeles, că te gândești că acești bărbați urmăresc fertilitatea acelei femei, urmăresc interacțiunea sexuală cu ea și nu urmăresc interacțiunea persoanei ei.
Și atunci afli destul de multe despre un bărbat, despre preferințele lui, problemele lui, despre idealurile lui în viață, de relație, mai ales cu o femeie, uitându-te la ce se uită el. Practic, femeile au acest senzor cu privire la unde se uită bărbatul. Își dau seama cam cât stă un bărbat fixat pe sânii altei femei, la faptul că se uită la fundul ei, la faptul că se uită la ea, la fața ei, în ochii ei pierdut, cu gura căscată și așa mai departe. Bărbatul însă nu prea își dă seama la ce se uită. Și poate că ar fi destul de interesant să întrebi pe cei din fața ta, să o întrebi pe partenera ta, eu la ce mă uit, la ce ai observat că mă uit. Știu că pare stupid, cum adică eu nu știu la ce mă uit, deci trebuie să întreb pe altcineva. Crede-mă că există un fel de trans în momentul în care de-a face cu ceea ce tu numești o frumusețe absolută. Și în viața fiecărui bărbat există ceea ce se numește femeia inaccesibil de frumoasă. Băi, nu se poate. Este mult prea frumoasă. Eu nu o să fiu niciodată cu tipa asta. Asta este pentru alții, este pentru Brad Pitt, este pentru Beckham, este pentru bărbați frumoși sau bărbați care știu să cucerească sau care au bani, nu o să umble asta cu mine. Și atunci, fie că ești extrem de destabilizat dacă o astfel de frumusețe îți acordă atenție, fie ești extrem de frustrat dacă trăiești cu astfel de frumusețe și crezi că până la urmă ea va fi cu altcineva și nu crezi că totuși este cu tine sau că are un interes de este cu tine, că nu are ea cum să fie cu tine din dragoste. Și atunci se lasă tot felul de aberații între ce crezi tu despre tine ca bărbat, ce crezi tu despre ceilalți bărbați că merită și cum se prezintă ea. De aceea ar merita să știi că orice bărbat de pe lumea asta poate să fie cu orice femeie, oricât de frumoasă ar fi ea. Valabil și pentru femei. Pentru că dacă știi cum să produci ceva în interiorul acelei persoane, mai ales când știi că un bărbat este o alcătuire a faptelor, da? Și că aceste fapte pot să aibă impact asupra acelei femei, cu siguranță ai putea să ajungi să fii cu ea. Dar se pune întrebarea ce faci după aceea cu ea. Pentru că, bineînțeles, majoritatea bărbaților știu că după o vreme, această frumusețe nu mai arată așa. Nu mai este frumusețea. Începe să apară mirosul, începe să apară mișcarea ei, începe să apară atingerea ei neadecvată, începe să apară caracterul ei și nu-ți mai arde de ea, deși alții de-abia așteaptă să fie cu ea. Acest fenomen de asimilare prin cunoașterea celelalte persoane face ca frumusețea să fie ceva atât de efemer încât este mult mai efemeră decât dragostea care este foarte efemeră. Adică, practic, dacă dragostea dispare după o perioadă de timp, frumusețea dispare și mai repede în ochii celui cu care ai fost, cu care ai petrecut mult timp. Ce se întâmplă cu frumusețea ta de dispare în timp ce ești cu un bărbat care te-a dorit foarte tare tocmai pentru că erai frumoasă? Păi se întâmplă această obișnuință senzorială, vizuală, în care, pentru că se tot repetă frumusețea ta în fiecare zi, încep să devină interesante, de exemplu, vorbele tale. Și dacă și vorbele tale se repetă, încep să devină interesante gesturile tale și sexul cu tine. Și dacă și acesta se repetă în monoton, după o vreme devin mult mai interesante, mai interesantă imaginea, vorbele sau gesturile unei femei care nu este la fel de frumoasă ca și tine și totuși devine amantă lui. Vrea să înseamnă că frumusețea trebuie să aibă un caracter dinamic. Dacă vrei să fii o femeie frumoasă non-stop pentru bărbatul tău, trebuie să existe o dinamică în felul tău de a fi, trebuie să nu se repete frumusețea ta și nici celelalte elemente care ar putea să fie interesante pentru el. Nu îl poți obliga pe bărbat să-ți observe frumusețea non-stop dacă aceasta nu se mișcă, nu are o dinamică. Pentru că te va minți, îți va spune, da, ești frumoasă, dar tu vei simți că nu există acea lăcomie în privirea lui care îl face să aibă apetit pentru tine și care te face pe tine să te simți cu adevărat frumoasă. Bun. Mai ales că există încă un element și anume, da, dacă acest bărbat te-a vrut pe tine, femeie frumoasă, pentru că își dorea mai mult decât orice să câștige competiția cu ceilalți bărbați, care să nu te aibă ei, ci să te aibă el,
Atunci, după o vreme, după ce se căsătorește cu tine, după ce se culcă cu tine și deci a atins acel obiectiv de a te avea el și nu ceilalți, dispare obiectul interesului lui față de tine. Nu mai ești o miză. Și de aceea trebuie să fii foarte atentă. Este acest bărbat ahtiat după ceea ce fac ceilalți bărbați? De exemplu, cu ce se ocupă prietenii lui? Sunt prietenii lui niște oameni care consumă femei? Dacă este așa, înseamnă că el este în competiție cu acești oameni și trebuie neapărat să demonstreze că te are. De asemenea, a mai procedat el așa și cu o altă femeie, adică să o aibă doar pentru frumusețea ei? Sau a încercat niște ani de zile să fie cu ea, să trăiască ceva cu ea, și asta înseamnă că poate să trăiască și cu tine ani de zile? Aflând aceste lucruri, vei ști dacă el te tratează pe tine doar ca pe un poster pe care trebuie să-l lipească pe peretele lui. Și de aceea, ziceam, frumusețea ta nu mai este valabilă dacă nu mai este valabilă competiția pe ea. Da? Este ca atunci când fotbalistul a ajuns la minge, s-a străduit să pună piciorul pe ea și dă un șut ca să-și atingă golul, da? Scopul, și după aceea nu mai interesează mingea. Okay? Îl interesează altă minge, îl interesează altă fază, îl interesează ceva nou, o nouă provocare, pentru că problema lui este provocarea pe care o lansează ceilalți bărbați. Bun. Mai trebuie să spun ceva astăzi, pentru că, da, este pentru uzul bărbaților în bună măsură ceea ce zic aici, dar nu știu câți bărbați ajung să asculte ceea ce spun aici. Domnilor și doamnelor, frumusețea este adictivă. Adică, nu persoana frumoasă este adictivă, ci frumusețea este adictivă, ca și fenomen. Adică, practic, odată avut un anumit standard de frumusețe în relaționare, adică m-am obișnuit cu niște femei frumoase de felul acesta, nu prea mai poți coborâ spre nivelul de femeie care nu este frumoasă, care nu este mai frumoasă decât toate celelalte din jurul ei. Se creează un fel de complex de superioritate al bărbatului care umblă cu femei frumoase. Vrei tot mai multe astfel de persoane și aceste persoane îți schimbă părerea pe care o ai despre tine, te consideri într-un fel anume ca bărbat care umblă doar cu femei frumoase, numai că mai există un lucru. La fel cum nu poți să trăiești din cocaină, adică să mănânci cocaină și nimic altceva, tot așa nu poți să trăiești doar cu frumusețea femeilor și asta face ca tu să afirmi, pentru că se afirmă aici în cabinetul acesta de unde vă vorbesc în seara asta, dom'le, nu știu, nu pot să rămân cu o femeie frumoasă, nu simt ceva pentru ea după ce mă culc cu ea, mi se face scârbă de ea. Îmi pare rău, dar asta este, trec la următoarea, trebuie neapărat să fie cel puțin la fel de frumoasă. Ori această adicție înseamnă că, da, tu ca și bărbat ai ajuns să te hrănești cu ceva ci și-au dorit foarte mult ceilalți bărbați și tu nu te mai saturi pentru că nu te mai saturi de competiția cu ei. Și tot nu ai ajuns la acea liniște de sine. Da, domnule, sunt cu cineva cu care pot să fac lucruri. Sunt cu cineva care nu este agresiv cu mine sau nu este egoist în viața cu mine și totul decurge frumos. Vorbeam la începutul intervenției noastre, mele, în viața voastră din seara asta, pot să o numesc așa, aici la Seducții și Fidelități, despre o zi întreagă fără să o privești. Poate v-ați obișnuit că să vă descriu câte ceva despre evenimentele acestea pe care le fac odată la o lună sau două, inițiere în apropiere. A fost o sesiune la Brașov, a fost fantastică și urmează o sesiune aici în București, la Crown Plaza, la hotelul Crown Plaza, timp de două zile, pe 27 și 28 februarie. Aici învăț pe oameni, vă învăț și pe voi, cum să te orientezi către acea persoană, având grijă de apariția ta, adică și tu să ai totuși o imagine, pentru că în ziua de astăzi nu apuci să fii, să existi pentru ceilalți dacă nu ești perceput ca imagine, dar și cum să cauți esența. În a doua zi, în 18,
să discutăm despre cum să cauți esența celelalte persoane și astfel să existe o relație plină de substanță pentru tine. Urmăriți, dacă vreți să vă înscrieți, Instagramul meu și filmele pe care le postez despre asta, dar și promoționale despre ce trebuie să fie frumoasă, și acolo este numărul de telefon pe care îl puteți accesa ca să vă înscrieți la acest eveniment. Mai sunt vreo câteva locuri. Bun. Cum să petreci o zi întreagă fără să o privești? Cum să faci acest lucru? Și de ce să faci acest lucru? Și ce îți spune acest lucru? Îți spune despre tine ca bărbat, ca persoană, că reușești să te ancorezi mai aproape de adevăr în realitate. Înseamnă că tu vei reuși să scapi din propriile capcane și din capcanele pe care ți le întinde societatea vrând nevrând. Și anume, caută această imagine, pentru că noi suntem interesați de această imagine. Femeia slim, cu sânii, cu push-up și cu fesele în afară, cu buzele foarte cărnoase, ca și cum este dispusă să-ți facă sex oral, și asta să cauți. Okay. Și tu ești în această capcană pentru că societatea este locul cu cea mai intensă stare de competiție în care se află bărbații, dar și femeile între ele. Și vei ajunge să stai în asta mulți ani de zile din viața ta, uitând pentru ce te-ai născut, uitând să ai o viziune în calitate de bărbat, uitând să o găsești pe aceea cu care măcar 2-3 ani, un an, o zi, să trăiești cele mai frumoase lucruri și să te înțeleagă și să înțelegi ceva de la ea. Eu cred că un bărbat, asta cred eu și asta am făcut și eu în viață, un bărbat are întotdeauna ce să învețe de la o femeie. Dacă nu are ce să învețe de la ea, măcar un singur lucru, înseamnă că nu a avut de-a face cu o persoană. Înseamnă că a avut de-a face cu o imagine livrată de societate. De aceea, de ce trebuie să fie frumoasă, are un răspuns parțial. Pentru că da, este fertilă dacă este frumoasă. Pentru că da, îți spune ceva despre tine ca bărbat capabil să intreci pe alți bărbați. Dar trebuie să vezi și dincolo de frumusețe. Nu lăsa pe toate femeile din viața ta să-ți bage faza lungă în ochi și tu să intri în șans pentru că nu mai vezi nimic. Această formă de discernământ pe care sper din toată inima să o cultiv la bărbații tineri din ziua de astăzi o să aibă niște consecințe și pentru femei și pentru bărbați. De-abia aștept să văd ce scrieți voi pe aici la întrebările pe care mi le-ați lansat. Nu uitați că mâine seara de la ora 20 avem pe www.patreon.com/drandrei live discuția despre degrevarea terapeutului de frumusețea pacientului, cum se poate face acest lucru. Și tu poți să participi la această discuție de caz, pentru că ai ocazia să pui orice fel de întrebare din orice domeniu, fie legată de caz, fie legată de propria viață sau de orice curiozitate. Și pentru asta poți să te înscrii pe www.patreon.com/drandrei, așa cum se arată aici în josul ecranului, devenind patron al Institutului de Relații Umane la categoria prieten, care primește orice informație despre noi de aici, cunoștință, care are acces la postările acestea exclusive cu prezentările de caz, frate sau soră, caz în care primești gratuit cărțile publicate de mine cu autograf și prioritate la programările la Institutul de Relații Umane. Bun, hai să văd ce ziceți voi pe aici, prieteni. Dați-mi voie să dau mai aproape acest gadget de mine ca să pot să derulez întrebările și părerile voastre. Mirela zice așa. Dacă soțul calcă strâmba a doua oară, nu lipsește de acasă, se ocupă de casă, de mine și de copii, ce să fac? Să-i mai dau o șansă sau să divorțez? Cum să mai am încredere în el? Călcatul strâmb al acestui bărbat ține de ce fel de femeie ești tu pentru el și deci nu ai de intervenit neapărat asupra lui, ci ai de intervenit asupra ta. Dacă el ține la ideea de familie cu tine în principal.
Faptul că se ocupă de casă, de tine și de copii, arată că acest om este un familist, cunoaște valorile familiei și trebuie văzut ce relație are el cu prietenii lui și cât de mult fac ei asta sau ce lipsește totuși din interacțiunea între tine și el din punct de vedere afectiv, nu neapărat sexual. Că multe femei cred că bărbatul se duce doar pentru senzații ale părții genitale după alte femei. Uite, vă dau un exemplu. Un bărbat care merge la prostituate sau care abordează în mod superficial niște femei are nevoie de niște confirmări pe care probabil că tu nu le oferi. Confirmări. Asta însemnând aprecierea lui în public, însemnând să fii tu în așa fel de deșteaptă și de frumoasă când apari în public cu el, încât el să fie mândru că este cu tine. Agripa. Unii spun că bărbații, neavând inteligență emoțională, nu au de ales și criteriul alegerii nu poate fi altul. Desigur, acesta este stabilit de societate. Da, inteligența emoțională, dar inteligența cu privire la frumusețe cum este? Sunt bărbații niște esteți, niște esteticieni? Sunt ei capabili să aprecieze când o femeie este realmente frumoasă? Nu. Ei pur și simplu sunt receptori de cele mai multe ori ale unor elemente de tip afrodisiac cultivate de societate în competiția asta între bărbați. De exemplu, să poarte rochie scurtă femeia, da? Se stabilește într-un moment anume că este o modă asta și femeile frumoase sunt acelea cu rochii scurte sau cu sânii într-o anumită poziție, de o anumită formă și așa mai departe. Adina. Cum să evaluez bărbatul care pare indiferent și care nu suferă, nu deține sentimente și nu se exprimă verbal, pare foarte ferm, cel mai important lucru pentru el este să-și facă o situație financiară. Este evident că afectivitatea acestui bărbat trece prin material. Material înseamnă pentru el de multe ori siguranță, dar și câștigarea unei competiții cu ceilalți bărbați, că și ăsta este un criteriu. El afirmă că nu deține sentimente, dar le deține, însă problema lui este cu exprimarea acestor sentimente. Și de aceea, probabil că dacă excelezi și tu în domeniul financiar, ar putea să ridici o sprânceană către tine. The Monk Mode. Ca băiat, te poți îndrăgosti pe parcurs chiar dacă nu te atrage atât de mult fizic? Da. Atât în cazul fetelor cât și în cazul băieților, se poate evi dragostea produsă de contraste, de exemplu. Adică, practic, chiar dacă ea nu a fost cea mai frumoasă cu putință, îi joacă feste, îl contrariază, îl face să simtă, se mișcă într-un fel, mirosul este de neuitat, îl face să progreseze și îi creează oarecare dependență de ea și atunci el își dă seama că nu are cum să o piardă pe această femeie, pe această fată și că o iubește și spune asta mai ales când se teme că nu cumva să o piardă. Mihaela. Unii spun că ignorarea fizicului e lașitate, dar eu cel puțin admir mai mult frumosul minții, înțelegerii, inconștientul va vrea fizicul și motive genetice pentru copiii tăi, dar tu și ea long term. Dar acest long term, de ce ai nevoie de long term astăzi, când mai toate lucrurile sunt short term? Este fast food, este fast track, este totul very fast, ca și cum ai avea nevoie să trăiești mai mult și mai repede decât ceilalți oameni. Și de aceea, ideea de long term tinde să apară în nevoia de relaționare a oamenilor care au probleme anxioase, se tem să nu rămână singuri, au nevoie să nu le moară părinții, au nevoie să știe că este cineva acolo, un părinte pentru copiilor, un tată pentru copiilor și așa mai departe. Este vorba despre niște anxietăți. De ce au devenit ele anxietăți? De ce nu există siguranța că, uite, am bucuria de a mi se fi născut un copil și nu este neapărat necesar să aibă un tată care se comporte așa. În ziua de astăzi se pun tot mai frecvent în societățile avansate, economic, astfel de întrebări. Hmm.
Cry. Poate fi frumoasă și fără să o vezi, imaginar, prin vocea ei, prin gândirea ei. Da. Mai că la un moment dat, dacă ești expus la o persoană a cărei voce o tot auzi și se pare că este minunată, începi să-ți închipui cum arată persoana aceea. Adică vizualul începe să-și facă treaba chiar și în absența persoanei. Nu poți să nu ți-o închipui și după aceea nu poți să nu o cauți. Vrei să o vezi, trebuie să te văd. După ani de zile vrei să o vezi. Nu prea am auzit cazul de oameni care s-au tot auzit, au interacționat de la distanță și și-au spus nu, nu vreau să te văd. Mi-a ajuns. Dar dacă probabil să evit cineva cu un vizual foarte exprimat și a făcut competiție neloială persoanei care nu putea fi văzută. Senia. Am avut o întâmplare. Aveam o imagine bună creată asupra unui bărbat, însă atunci când am stat la un metru de el, m-am mirat că geaca lui de piele mirosea a piele stătută. Un miros caracteristic. Da. Și atunci, pielea stătută, în ce mod îl caracterizează pe acest bărbat? Este și el un bărbat stătut? Am putea să spunem că da, din moment ce a putut să se acumuleze acel miros. Și am putea să spunem că probabil nu a fost nimeni în ultima vreme care să-i spună acestui bărbat, bă, vezi că miroși a piele stătută. Ba, dimpotrivă, au fost destule persoane care au fost onorate să fie în preajma acestui bărbat, să se culce cu el și să-l ridice în slăvi. De asemenea, ca să nu închei chiar așa pesimist, este posibil ca dincolo de pielea stătută a acestui bărbat să descoperi un artist genial sau un matematician fantastic sau un tată extraordinar care știe să se joace cu copiii lui ca nimeni altul. Denisa. Fostul meu și în ziua de azi zice că sunt frumoasă și nu e alta ca mine, dar nu mă caută să ieșim de ce. Maică-sa, care nu mă suportă, m-a oprit pe stradă să-mi spună că e singur. După conviețuirea cu o femeie frumoasă, un bărbat poate să rămână cu ideea că este în continuare frumoasă, mai ales după ce o părăsește și alții încep să umbre în jurul ei, dar rămâne convins că nu poate să trăiască cu ea, pentru că ea a fost ori disperată, ori agresivă. Tot dau exemplu acestor două extreme în relaționarea unei femei către un bărbat, pentru că acestea sunt două mari greșeli pe care trebuie neapărat să le identifici, probabil că trebuie să ți le spună altcineva, pentru că tu ca femeie nu prea reușești să te ferești de aceste două extreme. Te rog, nu fi disperată după el și te rog, nu fi agresivă cu el. Pentru că în momentul în care ajungi la una dintre aceste două lucruri, vei intra în memoria lui ca fiind o persoană negativă. Nicolae. Deci este frumos, n-are minte, nu trebuie să cauți frumoasă, contează mintea să fie la locul ei femeia. E, da, dar asta este o ipocrizie. Adică majoritatea femeilor frumoase au observat că deși bărbatul spune că vrea să aibă o femeie deșteaptă lângă el și harnică, tot după cele frumoase și aranjate se uită. Deși spune că nu-i plac cele care își pun implanturi și așa mai departe, tot după cele cu implanturi se uită. Și femeile au observat această ipocrizie a bărbaților. Gheorghe zice așa, domn doctor, nu trebuie să fie frumoasă, trebuie să aibă frumusețe. Foarte frumoasă expresie, domnul Gheorghe. Da, să o aibă, ori înăuntru, ori să poată să o facă. Adică este atât de frumos să vezi o femeie care nu te destabilizează prin apariția ei, dar știe să facă lucruri. Și unul dintre lucrurile pe care știe să le facă este să se și facă răpitor de frumoasă dacă vrea. Ia uite ce spune Alexandra. Nu contează frumusețea unui bărbat, contează înălțimea, prestanța și succesul profesional. Serios. Adică trebuie să fie neapărat înalt. Și el ce să facă ca să fie înalt? Să-și cumpere pantofi cu toc cui? Urmează acest curent. Vă avertizez. Urmează un curent din ce în ce mai vast de bărbați care încep să intervină asupra fizicului lor chirurgical sau prin tot felul de alte metode compensatorii ca să apară într-un fel în fața femeilor.
Marius, uneori coperta unei cărți ne convinge să o răsfoim. Când întâlnim o persoană nouă, prima impresie se construiește în jurul felului în care arată. Atractivitatea fizică are o influență puternică asupra minții noastre, atât de puternică încât începe să facem presupuneri legate de succesul, inteligența sau statutul social al celuilalt. Proiectăm adesea, pornind de la frumusețea altei persoane, o viață pe care ne-o dorim pentru noi. Desigur, această calitate vine cu părți bune și cu părți mai puțin bune. Da, așa este, domnul Marius. Este vorba de superficialitate. De altfel, acest feromon care merge la distanță, pe care vizuală, da, ajunge probabil la cea mai fragilă dintre părțile creierului nostru, și anume teleencefalul, că teleos înseamnă de la distanță. Și deci, da, de la distanță primim unele informații care ne orientează către acea persoană și să sperăm că acea persoană are și cunoștințele prin care să-l mențină în preajma ei pe acest nenorocit de bărbat, ca acesta să ajungă să o cunoască cu adevărat. Asta încerc eu să predau pe 17 și 18 februarie la Crown Plaza, la inițiere în apropiere. Mara zice, o femeie este frumoasă atât timp cât este fericită. Bun, și cine să o facă fericită? Unul care nu o vede frumoasă? Care este mai întâi, ouul sau găina? Adică întâi frumusețea femeii îl face bărbatul să o facă fericită? Și dacă tu ești frumoasă și l-ai făcut pe un bărbat să vrea să te facă fericită, rămâi fericită? Te simți fericită, frumoasă fiind și apreciată de acest bărbat? Sau este întâi și întâi ceea ce ea reușește să facă cu ea și să se facă fericită prin mijloace proprii și atunci va avea acea luminiță în ochi care o face să fie frumoasă? Da, am avut numeroase cazuri în care o soție a fost ignorată sistematic de soțul ei și când a apărut un bărbat interesant în viața acestei femei, a apărut acea sclipire aproape insesizabilă în ochii ei și soțul a început să fie atras de ea, preocupat de ea. Când el se aștepta ca ea să fie vulnerabilă și distrusă, că el nu o bagă în seamă, a observat că este puternică, inspirată, veselă, inexplicabil de fericită. Asta înseamnă că nu trebuie să fii nici neapărat foarte frumoasă, nici neapărat foarte fericită ca să ai acea sclipire, ci trebuie să fii văzută de cineva, să te faci văzută de cineva. Sinea mai zice, mirată am fost la o petrecere când un bărbat îi arăta altuia poza cu iubita lui că arată bine. Da, asta ca să-l înciudeze pe celălalt. Era unui bărbat cu care se simțea în competiție. Ia uite, bă, ce am aici. Să știți că bărbații foarte frecvent fac acest ritual. Că sunt la pescuit, că sunt la vânătoare, că sunt în team building-uri, că se întâlnesc la o bere. Bărbații încep să arate. Fii atent aici, o vezi pe asta. Wow, cine mă asta? Cu asta mi-am pus-o eu aseară sau în urmă cu 3 zile. E trăzner, vă zic. Și se laudă cu ea. Este o formă de teritorialitate. Ori acest lucru îi stimulează pe ceilalți bărbați ca neapărat, într-un fel sau altul, să caute o femeie de genul acesta. Ionica. Comparația femeii cu mingea este nepotrivită. Să văd eu cum aleargă un fotbalist după o minge în formă de paralipiped sau cub. Păi da, pentru că sunt femei după care nu se poate alerga fiindcă sunt cubice. Da? Am făcut această comparație nefericită pentru a mă adresa bărbaților, că ei sunt cu fotbalul. Da? Pentru că știu ce senzație are un bărbat când aleargă după o minge și știu cât de ce se întâmplă cu mingea aceea după ce se încheie meciul. Raiana, eu sunt o femeie cu adevărat frumoasă. Pentru mine însă frumusețea este doar o schiță. Caracterul este cel care te definește și totuși frumusețea fizică are importanța ei. Bineînțeles că nu arunci la gunoi. Sunt unele femei, știți? Cred că femeile care sunt realmente ok cu frumusețea lor sunt cele care reușesc să se strâmbe. De exemplu, Antonia, cântăreața, solista, artista, este atât de conștientă de frumusețea ei că uneori scoate limba sistematic, se strâmbă în toate felurile.
Și asta arată că nu are nevoie atât de mare de frumusețe, este foarte sigură pe această frumusețe, încât reușește să se detașeze de ea, sau chiar să-și bate joc de ea uneori. Rodica, interiorul unei ființe tușează conturând frumusețea, paleta culorilor fiind în armonie. Vizual amprentează mult mai mult decât o frumusețe care îi lipsește armonia reflectată de interior. Da, așa este. Femeia poate să fie senzuală, poate să fie sexy, poate să fie interesantă și acestea sunt aspecte ale frumuseții, nuanțe foarte importante. Într-adevăr. Siochius. Detașarea aduce putere și liniște, pentru că îți aduci controlul minții la tine. Nu înțeleg de ce toți aleargă după atașament. Vreau să vă spun de ce. Pentru că atașamentul este o nevoie temporară atâta vreme cât ești nesigur și ești anxios. Câtă vreme nu ești sigur pe tine, ai nevoie să te atașezi de cineva să te ducă mai departe. Ori, de multe ori, faptul că ești nesigur pe tine nu este vina ta și de multe ori nu poți să ieși prea ușor din asta și de aceea ai nevoie de atașament. Vezi copilul mic care nu are posibilități de adaptare la mediu imediat și pentru asta trebuie să se atașeze ca o maimuțică de blana mamei lui să fie purtat de colo-colo cel puțin pentru o vreme. Diana. Mi-a zis că nu mai arăt ca înainte. Am pus 3 kg și că aș fi perfectă dacă aș slăbi. Vrea să arăt bine, însă îmi zice des că sunt frumoasă. Avem 6 luni, îmi fac griji, să-mi fac griji. Nu mă leg de cele 6 luni. Mă leg de faptul că un bărbat se apucă să-i spună femeii ce ar trebui să facă ea cu frumusețea ei. Sub formă critică, ca și cum are un cal de curse care trebuie să atingă niște performanțe. Trebuie să vă spun că unii bărbați se uită cu atenție la câte vergeturi ai, la cum arată fesele tale când stai nu știu cum în timpul sexului și te evaluează după asta, se hrănește cu asta, li se pare că este foarte apetisantă, atrăgătoare femeia câtă vreme are aceste elemente la ea și probabil că se teme foarte tare de contraperformanța lui sexuală dacă nu ar mai vedea formele acelea exact așa cum le-a avut. Chiar dacă se pare ciudat, mulți bărbați au niște frame-uri de imagini în capul lor, cât de frumoasă este ea în anumite momente sau cât de sexy și se hrănesc cu asta. Obișnuiam să dau ca și exemplu imaginea pe care o are un bătrânel de 83 de ani despre cât de subțirel și gracil era gâtul soției lui de 81 de ani când a văzut-o prima oară în 1928. Și când se uită la soțioara lui de 81 de ani, vede acel gât fragil de atunci. Pentru că acela l-a emoționat foarte mult și s-a produs un imprinting. Și acest imprinting l-a făcut să spună peste ani că este frumoasă și spune și acum, la 83 de ani sau 85 de ani lui, că este frumoasă. Irina. Frumusețea stă în a fi proporțională cu întregul corp. De exemplu, un trup subțirel cu pieptul foarte greu nu este ceva armonios, cred eu. Da, acestea sunt criterii care se desfășoară între femei. Poate și că și bărbații, unii bărbați se uită, alții nu se uită la așa ceva, dar trebuie să știți că pentru fiecare femeie, oricum ar arăta ea, există un bărbat undeva care ar fi nebunit după apariția ei fizică. Sunt bărbați și, credeți-mă, am avut aici în cabinet, care se dau un vânt după femeile foarte plinuțe. Bărbați care se dau un vânt după femeile crăcănate, care se dau un vânt după femeile extrem de slabe, după femeile care sunt roșcate, care sunt pistruiate, care sunt, deci, sunt toate versiunile posibile în rândul bărbaților, așa că și tu, oricum ai fi ca femeie, ai putea să fii considerată atrăgătoare, interesantă, frumoasă de către un bărbat. Problema este când vrei foarte multe like-uri de la toți.
Angela zice și ea acest slogan, frumusețea vine din interior. Toți ne dorim să avem parte de tot ce este mai bun estetic, dar părerea mea este că frumusețea umană se împlinește cu inteligență. Da, sună foarte bine aceste vorbe. Dar ce facem cu faptul că, da, frumusețea vine în interior, după care se spune frumusețea stă în ochii privitorului? Alții spun că frumusețea este trecătoare, alții spun că frumusețea se construiește. Bineînțeles că sunt multe păreri de specialist. Okay. Claudia, am numai față frumoasă, corpul e dezastru. Corpul acesta, dezastru, dragă Claudia, este dorit cu siguranță de cineva la ora aceasta. Dar te gândești că el nu arată precum corpul altei tipe de pe internet sau de undeva și că ar trebui să ai pe acela și ai fi în stare să te operezi pentru așa ceva, probabil. Mihaela, ca fizic, pe mine m-ar atrage o fată mai solidă. Ar fi semn că nu e fragilă și e o garanție pentru termen lung, pentru copii, solidă, nu extra. Dar mai mult contează raționamentul. Da, a existat și o vreme când fertilitatea era mai importantă decât în ziua de astăzi, pentru că exista acest aspect de supraviețuire atribuit copiilor pe care ai putea să-i iei cu cineva. Deci trebuia să facă mulți copii femeia și pentru aceea trebuia să aibă multă celulită, fundul foarte mare, cât mai mare cu putință. De aceea și crinolina, știți? Acea rochie bombată care are un întreg grilaj pe dedesubt. Acea crinolină era considerată extrem de sexy și de importantă în perioada romantismului, pentru că în acea perioadă fertilitatea era încă în glorie și un fund mare sugerat de un astfel de clopot îți dădea de înțeles că în cap mulți copii sub acel clopot și că tu vei fi bogat cu atâția copii. Copiii erau un semn de prosperitate pe vremuri, asta este invers, se consideră că te devalizează de bani copiii și că nu mai poți să mergi în Dubai. Ioana. Este complimente, mulțumesc. Ioana, mi-aduce aminte de perioada când spuneam noapte bună și vise erotice la lecții particulare la Radio 21. Ei, ce vremuri! Da. Lia. Pe mine la un bărbat mă atrage zâmbetul și dantura. De ce oare? Trebuie să vă spun că în acest conglomerat de atribute care se numește frumusețe, nu este doar fertilitatea, ci și senzația de sănătate. Roșu în obraj, să stea carnea fermă pe tine, să te miști suficient de alert. Toate aceste elemente sugerează nu doar că ești fertil sau fertilă, ci și că ești sănătos. Iar sănătatea fizică face parte din fertilitate. Sunt împreună importante acolo și dinții albi înseamnă sănătate. Da? Dinții stricați, bineînțeles că nu prea înseamnă acest lucru. Alexandra, dacă el are o iubită cu care are o relație de adolescență și plictisitoare și tot vorbește cu mine, dar nici nu face pas concret, ce să mai înțeleg? Ce să fac? Vreau că el este în acea fază de viață în care vrea să consume frumuseți, dar în același timp vrea să-și asigure și viitorul cu o femeie care înțelege, cu o femeie care are putere în ea și de aceea nu vrea să vă piardă. Denisa, dar bărbații care susțin că ești superbă, ieși cu el și se uită după altele, ce mai asta? Trebuie noi femeile să o luăm ca o jignire? Că nu suntem suficiente, nu trebuie să o luați ca pe o jignire, ci trebuie să o luați ca pe o apreciere la adresa acestui bărbat. Este evident că el privește cantitativ frumusețea, adică vrea să aibă cât mai multe frumuseți și nu poate să le lase să scape pe celelalte. Dar dacă un bărbat nu se poate concentra acum și aici când este cu tine asupra frumuseții pe care el declară că o ai, înseamnă că de fapt nu este aici și acum cu tine.
Alexandra, băiatul cu care vorbesc a văzut că îmi scriu alți băieți și nu le răspund. Mi-a spus că mai bine aș refuza decât să îi las așa. Ce să înțeleg? Că el are nevoie de satisfacția de a vedea pe ceilalți cum se oftică, cum sunt puși la punct. Pentru că el crede că și Alexandra procedează ca și el, adică nu le răspunde, dar îi ține acolo undeva în rezervă să aibă mai târziu. Adriana, obișnuința senzuală nu funcționează și în cazul în care te obișnuiești și cu o persoană urâtă? În timp, la birou, mi s-a întâmplat să mi se pară simpatică, frumoasă și deosebită o fată care la bun început mi s-a părut urâțică. În plan colegial mă refer. Da, ideea este că poți să descoperi detalii frumoase la o persoană, detalii fizice frumoase la o persoană după ce ai descoperit mari frumuseți interioare sau comportamentale ale acelei persoane. Alteori, observ zâmbetul frumos pe care îl are această persoană când, după ce ai apucat să trăiești niște evenimente de viață cu ea și așa mai departe. Best Sisters. Ce înseamnă foot fetish? Dacă îți plac mâinile? Dar dacă îți plac mâinile, pardon. Foot fetish înseamnă să fii excitat de piciorul persoanei care te atrage. Adică, așa cum nu poți fără să o săruți, ești foarte incitat de gura acelei persoane, așa cum poți să fii foarte incitat de sânii acelei persoane sau, știu și eu, de diverse părți, triggerul este de multe ori la degetele de la picioare sau la forma gleznei, care dă senzația ori de gracilitate, ori de estetică prin proporție și așa mai departe. Și dacă îți plac mâinile, da, și ele, mâini de pianist sau mâini care sunt au oarecare gracilitate sau care au oarecare fermitate, mâinile puternice, contează pentru că simbolizează ceva ce îi trebuie acelei persoane. Ana Maria, ce credeți despre cine ar trebui să plătească în cazul conviețuirii 50-50? Asta în cazul în care nu dorește să aveți bani la comun. Chestia asta cu 50-50 mi se pare o camaraderie și nimic mai mult. Mi se pare că este un fel de pretenție ca viețile să nu se amestece. Mi se pare că este mai degrabă o relație de tip fraternal decât de iubire, pentru că în iubire nu zic ca bărbatul să plătească întotdeauna. Este bine luat ca și ea să se joace cu lucrul ăsta, măcar din când în când. Dar când el pretinde să plătiți 50-50, înseamnă că are nevoie de o camaraderie cu femeia și că nu apreciază feminitatea ei, ci doar are nevoie de ea din când în când. Sunny Days. Femeia care nu se îngrijește nu are nicio scuză să nu o facă. Da. Probabil că ea se îngrijește spălându-se pe dinți sau probabil că se îngrijește citind ceva încântător pentru ea, dar dacă ar vrea să aibă niște relații, probabil că va conta cum este percepută. Ok. O secundă să mai caut niște mesaje, unul singur. Alina, l-a atras frumusețea mea, încât după ce ne-am întâlnit pentru prima oară, m-a condiționat, mergeam ori la mine, ori la tine, mergem ori la mine, ori la tine, nici de cum să ne expunem în public, n-am acceptat, înțeleg că își dorea doar sex. Da, a apreciat frumusețea ca fiind un compliment necesar pentru a ajunge în pat. Așa este. Prieteni, mâine seara de la ora 20 avem cazul pentru care se numește cum să te detașezi de frumusețea pacientului în calitate de psihoterapeut. Este în exclusivitate pentru patronii Institutului de Relații Umane, ocazia în care răspund oricărei întrebări pe care ar adresa-o participanții și tu poți să fii patron al Institutului intrând pe www.patreon.com/dinandrei și de asemenea poți și tu să te înscrii la evenimentul Inițiere în Apropiere care are loc pe 17-18
februarie, poți să faci cadou de Valentine's Day, această inițiere în apropierea față de tine, față de persoane în general. Detalii poți să găsești în filmul promoțional pentru acest live din seara asta și pe YouTube și pe Facebook, dar poți să scrii și telefonul 0733708940 și să te poți înscrie pentru acest eveniment în care poți să înveți ceea ce nu pot să zic aici în live, ok? Este doar pentru cei care participă acolo. O seară frumoasă, prieteni! De-abia aștept să vă întâlnesc pe cei care sunteți patroni mâine seara de la ora 20 și pe toată lumea lunea viitoare. Mai bine!